Cer mai multă transparență din partea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în ceea ce privește modul în care se calculează tarifele la gaz. Un grup de experți în energetică au semnalat mai multe nereguli în acest sens și spun că ar trebui luate în considerație costurile de bază. Conform prevederilor legii privind gazele naturale, articolul 9 alineatul 2, agenția trebuie să publice estimările sale privind costurile care urmează a fi incluse în tarif. Deci noi atragem atenția agenției că acest punct nu a fost respectat și așteptăm și facem îndemn către Andres să publice calculele sale. O altă neclaritate, potrivit experților, ține de indicatorii cursului valutar utilizați de ANRE. Reducerea cursului de schimb, cum am spus mai sus, cu un leu, va contribui la diminuarea tarifului mediu de gază cu peste 3%. Cu toate acestea, amintim că anterior, premierul Pavel Filip a declarat că există premize pentru reducerea tarifelor la gazele naturale livrate consumatorilor cu până la 20%. Încă o dată îmi exprim convingerea, după analizele pe care le-am efectuat la guvern, că există premize pentru a micșora tarifele la gaze naturale, cel puțin cu 20%. Cei de la Moldova Gaz au făcut demersurile necesare și sunt în discuții cu ANRE-ul. În prezent, consumatorii casnici achită pentru un metru cub de gaze naturale 6,3 lei, inclusiv TVA. Potrivit estimărilor experților, tariful ar trebui să fie micșorat până la 4,2 lei.